Bună seara, bun găsit doamnelor și domnilor. Încă o săptămână interesantă. Domnul Florin Câțu s-a deplasat în capitala Olteniei, la Craiova, pentru a da un interviu și a participa și a inaugura, practic, să spună că se duce, investește, face, schimbă și, mă rog, consolidează liceul Carol I, liceul militar, spitalul militar și așa mai departe. Dar știrea dimineței și cred eu că știrea de astăzi este demiterea lui Octavian Bioza, care, domnia sa, pentru cei care nu știți, aș vrea să vă spun câteva lucruri despre domnia sa. S-a născut în 38 la Iași și a fost exmatriculat pe 25 iunie 1958 și arestat de securitate din Iași și a fost, după aceea s-a mutat la Brașov. A fost condamnat pe 10 octombrie 58 la 15 ani de muncă silnică, 10 ani de degradare civică și confiscarea averii și a fost președintele completului de judecată, Dragoș Cojocaru, cel care l-a condamnat, a fost cel care i-a mai condamnat și pe Nicolae Dabija, Ion Gavrilă Ogoranu și alții. Pe urmă, în 62 a fost eliberat, dar a trecut pe la Coldea, la Gherla, la Galați, la Brăila, la Băcărești, Jilava, Balta Brăilei, Stoienes, Salcia, Delta Dunării, Periprava, adică un regim foarte dur pentru că s-a opus regimului comunist. Părinții lui au fost dați afară din și arestați, mama lui a trebuit să muncească muncă fizică, nu a fost membru al Partidului Comunist, după aceea a făcut și politică în Partidul Național Țărănesc, după ce și-a dat seama ce face FSN-ul la vremea respectivă. Deci un om cu opinie, un om care practic a fost condamnat de un regim totalitar, un om care, nu din contră, sunt cât mai puțini oameni de acest fel în țară, oameni care țin la părerile lor, care se luptă la ele, cu el, pentru ele, la care renunță practic la libertate pentru a susține punctele de vedere, cu alte cuvinte, un adevărat bărbat și un adevărat model pentru generațiile acestea. Vedeți că, din păcate, din ce în ce mai puțin oameni astăzi se luptă pentru ideile lor, mulți nu vor să deranjeze, să nu supere pe nimeni, iar una, eu cred că, de exemplu, băiatul acesta care a fost numit ambasador în Statele Unite s-a supărat pe acest Octavian Bioza, nu știu dacă știți, Marius Oprea a dat un interviu, a avut o discuție cu Cosmin Gușă în care povestea că a fost nevoit să-l dea afară pe Andrei Muraru pentru că în spatele acestuia a făcut o glumă atât de dură și practic și-a râs de statutul domniei sale. Așa că nu mai cu bune curele și nu mai zic că Octavian Bioza a fost și în 2014, dacă nu mă înșel, a fost și decorat de Klaus Iohannis. Iar astăzi Florin Câțu, nu fac iluzii că nu cred că știa domnia sa cine este, ce reprezintă, ci pur și simplu i s-a spus să-l dea afară și l-a dat afară. Adică nu mai contează astăzi acest lucru. Nu sunt nici în extrema cealaltă să spunem, domne, dacă oamenii au suferit trebuie să le dăm funcții de demnitate publică, dar în același timp argumentează atunci când dai afară pe cineva, argumentează de ce îl dai afară. Sau când numești pe cineva într-o funcție importantă, argumentează de ce acea persoană este selectată pentru a reprezenta o grupare, un anumit sau a reprezenta statul, dacă vreți, într-o funcție atât de importantă. Până la urmă, modelele noastre nu mai sunt, se duc, cei de care sunt pedepsite, sunt trase cumva la o parte și avem acești politicieni fără identitate, fără trecut, fără cunoaștere. Pentru că una dintre știrile de ieri, de exemplu, a fost că Nicușor Dan, gata, nu mai sunt bani pentru a da pentru terminarea Catedralei Mântuirii Neamului. Adică am ridicat acea catedrală, care va rămâne acolo sute de ani, este un simbol al creștinilor, al creștinătății, dacă vreți să spuneți, în ceea ce privește cultura noastră, religia noastră, unitatea românilor. Iar în momentul de față, acea glumă, vedeți că acel afiș de la Ministerul Sănătății, pentru că acolo unde este domnul Vlad Voiculescu, acest ministru intelectual fără diplomă, au pus prima dată fotografii fără cruci, după care au revenit și au pus crucile. Așa că această decizie de a spune că nu mai sunt bani
Deci, Nicușor Dan vine și spune că nu mai sunt bani de statui, de biserici și așa mai departe. Adică, ca istoric, vedeți că statuile, trecutul, statuile fac parte din trecutul nostru. Denumirea, importanța, modelele, oamenii care au ajuns să fie la un moment dat puși în, sub forma aceasta de statuie, reprezintă un lucru atât de important. Ce ne-am face, de exemplu, când trecem pe lângă Gheorghe Lază, pe lângă Mihai Viteazul, pe lângă Carol I, pe lângă Ferdinand și așa mai departe, ca statui impozante, ca modele, și toți care trecem sau care treceam pe acolo ne întrebam cine sunt, ce au făcut acești oameni, cu ce au dezvoltat ei România și au contribuit la trecutul lor. Pentru că dincolo de viața noastră cotidiană ne rămân faptele, iar statuile sunt parte din istoria noastră. A spune în momentul de față că nu sunt bani e foarte simplu, mai ales când nu te interesează trecutul, identitatea și afirmarea identității naționale și prin această formă, e foarte ușor să spui nu mai sunt bani de Catedrala Mântuirii Neamului. De ce nu spunem, domne, dacă atât am reușit să o facem, nu o mai facem acum că nu mai avem bani și, nu? Domnul Nicușor Dan, care de când ați venit sunteți atât de indiferent față de valorile care chiar contează în societatea noastră. Nu zic de acest lucru, dar aș vrea, de exemplu, să găsim, domnul Nicușor Dan, un proiect optim pentru societatea bucureșteană, că dumneavoastră vă ocupați, nu, de București. Dincolo de asta, domnul Florin Câțu a fost la Craiova, a spus că se reîntoarce în 2023, adică el chiar crede că stă prim-ministru până în 2023. O fi naivitate, nu știu, dar își dorește să rămână prim-ministru și în 2023, când o să vină la Craiova și o să vadă realizările, pentru că astăzi a fost și împreună cu ministrul dezvoltării la aceste lucruri pe care v-am zis la început, de dezvoltare și de refacere, pentru că mi s-a spus că sunt bani. Și a avut câteva deschidere, să zic, declarații destul de interesante. Urmărindu-l pe Florin Câțu, chiar cred că suntem într-o situație destul de bună. Chiar suntem, nu știu de ce societatea aceasta se lamentează și nu este optimistă, pentru că dacă am avea optimismul domnului Câțu, chiar am fi o societate ok. Am stat bine cu vaccinarea, n-am avea nicio problemă cu această vaccinare care românii vor să se vaccineze. Eu mă uit, așa cum am spus, la știrile din Turcia, le urmăresc, Turcia au trecut de 12 milioane de vaccinați. Noi, nu știu dacă am ajuns la 1,5 milioane, domnul Câțu ne spune că a luat 8 milioane de doze Pfizer. Păi dacă le-ați luat, domnul Câțu, de ce nu le dați și nouă? Eu, de exemplu, vreau să mă vaccinez și încă nu mi-a venit rândul și încă nu găsesc rândul pe platforma respectivă și încă nu... Bine, nu vreau cu AstraZeneca, pentru că o problemă pe care o aveți dumneavoastră și cred că o avem și noi și nu înțeleg de ce până la urmă am avea așteptări de la guvern, dar practic ne amăgim așa să ne așteptăm ca o decizie. În primul rând, guvernul nu știe să ne spună ce să facem cu rapelul de la AstraZeneca. Cei care s-au vaccinat cu AstraZeneca, ce fac în varianta în care nu mai vor să se vaccineze cu AstraZeneca? Ai obligat să se vaccineze cu AstraZeneca? Și a doua problemă importantă și cred eu că de bun simț, dacă ar exista acest lucru, este cum să explicăm oamenilor că Germania, Franța, Italia, Suedia, multe state din Europa, din Uniunea Europeană, au suspendat vaccinarea cu AstraZeneca. În România nu. Domnul Gheorghiță, păi domnul, mă uitam ieri, de exemplu, vorbea domnul Arafat cu doamna secretar de stat la Ministerul Sănătății și vorbeau undeva afară. Nu știu dacă ați văzut că este moda aceea și la televizor, unii stau într-un parc pe stradă și transmite acolo. De ce păi ții în ploaie, în vânt, în ceva? Și de ce, de exemplu, la Ministerul Sănătății, reporterii nu aveau și ei o sală acolo unde să se ducă să țină conferințe? Pur și simplu stăteau îngrămădiți, domnul Arafat. Nu s-a respectat distanța regulamentară, nu? Când dădeați acele declarații, acele interviuri cu respectivul și spuneați că singura soluție este vaccinarea. Păi dacă este vaccinarea, oferiți-ne nouă, celor care îi reprezentați, dreptul de a alege și de a putea să se vaccineze și cu AstraZeneca și cu, pardon, și cu Pfizer și cu Moderna și cu ce o să mai vrea dumneavoastră, dar dacă oamenii nu vor cu AstraZeneca, dați-le posibilitatea să nu vrea cu AstraZeneca și nu mai insistați. Adică
am avea așteptări să fim și noi în trend cu societățile dezvoltate din Europa. Dacă Germania a suspendat, dacă Franța a suspendat, dacă Italia a suspendat, dacă Suedia, care, mă rog, e în parteneriat cu că vaccinul acesta AstraZeneca, este anglo-suedez, a suspendat acest lucru. Înseamnă că e o problemă sau viețile românilor pentru voi nu contează. Dacă e să se întâmple ceva, o să spunem ghinion, nu? Tragem linie că ne raportăm cum se raporta Stalin la așa, nu? Dacă moare un om, este, nu, Rousseau zicea, dacă moare un om, mă rog, omori un om, ești criminal, dacă omori 10, ești războinic, dacă omori pe toți, ești Dumnezeu, nu? Adică facem o statistică, au murit 10, deci la miile de vaccinuri. Adică să găsim acea preocupare pentru viața unui român, fie el, oricare ar fi el, nu găsim în momentul respectiv. Dincolo de asta, domnul Câțu a spus că lasă economia deschisă, dar trebuie să respectăm regulile. Dacă nu respectăm regulile, nu avem economie deschisă. Dar care e economie deschisă? Ne-a spus că investim, producem. Ce investim? Că ați declarat astăzi, domnule Câțu, că investim și producem. Ce investiți și ce produceți? Pentru că ne spuneți un lucru, aveți așa cu pipeta, să respectăm regulile, să respectăm regulile. Uite, eu nu vreau să respect regulile. Decât, nu știu, dacă am nevoie să intru undeva în zona aceea, că la supermarketuri nu se ia COVID-ul, se ia doar seara și se ia, nu știu, în familie. Nu? Campania de vaccinare merge bine. Cum merge bine? Nu știu. V-am zis mai devreme, multe dintre cunoștințele mele vor să se vaccineze, dar nu găsesc locuri, adică nu sunt antivaccin. Dar nu se găsesc locuri decât cu AstraZeneca. E acel lucru, domne, vrei? Bine, uite, îți dau AstraZeneca. A, nu vrei, asta e problema ta, ghinion, nu? E o problemă cu paturile de la ATI, locuri libere, dar domnul Câțu, de exemplu, din punctul meu de vedere, a dat o știre. Când a întrebat de paturile, când a întrebat un reporter de paturile la ATI și la Craiova, că nu mai sunt locuri și sunt 10 persoane care așteaptă să se elibereze paturi la ATI, ne-a spus că sunt locuri libere, dar nu unde sunt bolnavi. Adică sunt locuri libere la ATI, dar nu unde sunt bolnavi. Nu? Eu zic că trebuie domnul Câțu felicitat pentru această declarație plină de cum să vă zic, de substanță și nu numai. Nu mai întrebăm de acele 8 milioane de doze și așa mai departe. O să trec puțin și pe la SIJ, pentru că s-a dat aviz negativ de desfințare a SIJ și tocmai e UDMR-ul care nu e de acord, par să fie probleme în coaliție. Pe partea cealaltă, Ludovic Orban merge prin teritoriu, a fost la Hunedoara să-și găsească aliați în lupta cu Florin Câțu. Florin Câțu s-a dus cu Ciucă, ceea ce mă face să cred că Ciucă, care ambasadorul Statelor Unite, a mers cu el la Craiova, la Segarcea, Băileș, Calafat, în campania electorală, înseamnă că domnul Ciucă este sprijinit de Statele Unite, iar dacă domnul Câțu merge împreună cu domnul Ciucă, ar fi un semnal ca domnul Ludovic Orban să înțeleagă cumva că viitorul PNL este Florin Câțu, nu? Pentru că nici cel de la Cluj, președintele Consiliului Județean, nu mai agrează pe Orban, nici Rareș Bogdan, nici băieții aceia din Ardeal, care contează foarte mult, dacă îi mai adună și pe cei din Oltenia, domnul Orban, cu tot, nu știu, dorința dumneavoastră de a nu supăra pe nimeni, ați reușit să supărați din ce în ce mai mulți, iar știți foarte bine că atunci când te dai la o parte și te lași folosit, normal că oamenii se duc după primul ministru, pentru că acolo sunt bani. Așa că s-a dat aviz pe acel proiect cu SIJU. Băiatul acela de la justiție continuă întâlnirea cu ambasadorii, cu legile justiției. Știți că el are două probleme mari, SIJU și legile justiției. Ca să le schimbe, se consultă cu asociații apropiate de viziunea sa. Acum a chemat câte un ambasador. De exemplu, a chemat-o și săptămâna trecută pe ambasadoarea din Suedia și cea din Finlanda, ca să discute la comun, considerând că tot același discurs este cu SIJU și cu legile discuției. Ceea ce mi s-a părut interesant, m-am uitat puțin să văd ce mai face doamna Anca Dragu. Știți că doamna Anca Dragu este președinta Senatului și am zis, domne, doamna Anca Dragu s-a remarcat în viața politică, cel puțin așa am descoperit-o eu, ca persoana care face audiențe.
că vreți să vă întâlniți cu, nu aveți cu cine vorbi, vorbiți cu doamna Anca Dracu. Vreți să vă înscrieți joia, joia de audiențe tuturor. Este o femeie deschisă. Eu m-am uitat așa că urmărind ce mai face, de exemplu, a participat la o discuție online coordonată de Liliana Popescu, la care a participat și Cristian Pârvulescu, despre visuri, obiective și experiență personală. Preocuparea lor era protecția femeii în societate. Și doamna Anca Dragu s-a întâlnit și cu ambasadoarea Suediei, vedeți că s-a întâlnit și ea, s-a întâlnit și Stelian Ion, ca să luăm acolo modelul din societate, cum este femeia în societatea suedeză, să fie și în societatea românească. Acum, eu despre Liliana Popescu, ce pot să vă spun? Acum mai mulți ani, este profesor la SNSPA, cred că este și prorector. Am participat la un moment dat, mi-a fost profesor și mi-a dat nota 1 la un moment dat, pentru că predau un curs care se numea Războaie juste, războaie injuste. Și mi-am permis să spun că nu există războaie juste, că războiul, mă rog, în sfârșit, acolo, mă rog, am dat-o în alte chestii. Domnia s-a susținut în continuare că și al doilea război mondial era just. Eu n-am fost de acord, dar a vorbit de Balcanii de Vest. Eu i-am spus că nu există Balcanii de Vest, pentru că atunci când vorbești de Balcanii de Vest, trebuie să spui care sunt și aia de Nord și de Est și mă rog, nu se face școală la SNSPA, dar nu cred că e o surpriză acest lucru, puteți să verificați. Și acum domnia sa, doamna Liliana Popescu, este preocupată de protecția femeii. Iar doamna Anca Dragu, dacă vă uitați pe pagina președintelui Senatului de Facebook, o să vedeți această discuție ca între niște țațe, puteți să vedeți limbajul neacademic, adică sau poate e academic, dar mă rog, atât de academic când mie nu mi se pare academic. Și, de exemplu, am mai participat la o chestie destul de amuzantă, cum să-ți construiești o carieră în politică și diplomație pe bază de competențe. Deci, vă dați seama ce titlu au pus, cum să-ți construiești o carieră în politică și diplomație pe bază de competențe. Întrebarea care s-ar face este cum v-ați făcut o carieră în politică și diplomație pe bază de necompetențe, nu? Că știm și noi că nu competențele sunt cele care v-au dus în diplomație și în politică. Dar astea sunt lucruri care, mă rog, țin preocupat o parte a societății, vinerea verde, rolul femei, lucruri de genul acesta. Normal că nu poți să-ți construiești o carieră în politică pe competențe. Că trebuie să ai finanțe, trebuie să ții cont, trebuie să te recomande cineva în mod natural, că așa sunt foarte mulți oameni deștepți în țara asta, în care nu-i întreabă nimeni și n-are nimeni nevoie de ei, că un om deștept încurcă. Și atunci, mai bine decât să încurce, mai bine găsim persoane dintre acestea liniștite și ascultătoare. Așa că societatea noastră de astăzi este construită așa ca o ruptură între... Pentru că, uitați, în ultima perioadă, președintele Klaus Iohannis n-a mai vorbit. Ce s-a întâmplat cu AstraZeneca, ce se întâmplă în perioada aceasta cu vaccinările, cu situația economică, unde BNR ne-a anunțat că va mai crește, mă rog, euro crește, adică măsurile astea bune pe care vi le repetă guvernul, că suntem buni, că facem economie, că nu știu ce, uitați-vă la cursul euro și o să vă dați seama cât de buni suntem ca economie. Dincolo de aceasta, nu cred că mai sunt foarte mulți naivi care să creadă ceea ce spune guvernul sau președintele, dar este în continuare o zonă destul de important de urmărit ca să vedem ceea ce se întâmplă. Nu avem opoziție, PSD-ul doarme, este liniștit, a ajuns la guvernare, este primul partid în Parlament, consideră că la un moment dat îi va veni rândul, dar viața este atât de frumoasă încât, știți cum se spune, riscând într-o zi poți să rămâi fericit sau lasă viața să te surprindă, și cred că pe PSD-iști nu-i va surprinde plăcut, pentru că oamenii chiar au nevoie de o opoziție și un parlament ar fi nevoie și de voci clare care să atragă atenția asupra lucrurilor importante, asupra vieții noastre cotidiene și asupra lucrurilor care contează. Pentru că dacă noi am avea, așa cum spune domnul Câțu, 8 milioane de vaccinări, consider că toți cei care vrea să se vaccineze s-ar vaccina într-o lună de zile.
mărești centrele de așa, nu mai bagi securiștii, nu mai bagi alte persoane la înaintare, mergi cu, nu știu, poți să duci vaccinuri în fiecare spital, în fiecare clinică și toți cei care vor să se ducă să se vaccineze. Și în felul acesta ai scăpat de o problemă, pentru că și la alții se poate. Și la noi s-ar putea, dacă s-ar dori cu adevărat. Altfel, este o gargară care, vedeți cum vine doct așa și primul ministru și președintele Camerei Deputaților, nu mai zic de doamna Anca Dragu, care vin așa și vorbesc și dau senzația că se pricep la toate lucrurile, pentru că noi în politică nu mai avem nici consilieri adevărați. Avem consilieri așa, e un ministru, are niște prieteni, îi angajează și merge mai departe. Așa că rămâne în continuare să, nu știu, să-i urmărim pe acești domni, să vedem unde vor să ajungă, pentru că pare așa că nici ei nu știu exact care este scopul lor primordial și ceea ce vor să facă. Încep să apară primele rupturi în coaliție, diferențe de viziune, de strategie și de optică între UDMR, USR și PNL. Începe să se adâncească criza aceasta și conducerea, mă rog, Partidul Național Liberal este la Ludovic Orban în momentul de față, puterea este la Florin Câțu, iar eu cred că legura aceasta necunoscută sau cu o necunoscută este pe cine vrea Klaus Iohannis, președintele Partidului Național Liberal, la congresul din toamnă pe care și-l vor stabili. Eu cred că îl vrea pe Florin Câțu, pentru că l-a ales primul ministru și pare că Florin Câțu nu-l deranjează cu nimic. Până mâine seară, toate cele bune, la revedere!